Bună seara și bine v-am regăsit! Începe emisiunea De ale Buzoianului. L-avem invitat în studioul Campus TV în această ediție pe domnul primar Constantin Toma. Domnule primar, bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Vorbim despre ce mai e nou în Buzău, planuri ambițioase aveți pentru orașul Buzău. A fost elaborat un plan strategic de dezvoltare a municipiului Buzău pe o perioadă foarte lungă de timp și o să discutăm imediat despre el. O să vorbim astăzi și despre maxi-taxi, pentru că unele deja au ieșit din traseu, altele urmează, și despre asfaltări, așa cum știți, buzoienii vor să afle care e programul în perioada următoare. Domnule primar, care este planul strategic de dezvoltare a municipiului Buzău? De peste un an de zile, din mai 2017, am constituit un Consiliu de Dezvoltare a municipiului Buzău. În timp am mai vorbit de multe ori despre acest proiect. Înțeles că ideea a venit din 2016, după ce am făcut o analiză diagnostică din punct de vedere economic, educațional, social, cultural, inclusiv un film, despre cum am găsit Buzău. Am plecat de la o situație, dacă voi fi în stare de ceva, împreună cu oamenii care reușesc să-i adun pe lângă mine, ce pot face? Înțeles, atunci era o situație mai dramatică, dacă vreți, decât acum, că nu erau bani, toți demotivați. Am intrat, fără să fiu un tip conflictual, în conflict cu mai multă lume, inclusiv din partidul meu, sau mai ales din partidul meu. Încet, încet lucrurile au început să se dea pe braț, în sensul că nu m-am lăsat. Am continuat să cred că putem face o transformare în orașul nostru, dar de la început am avut ca idee că acest oraș nu se poate dezvolta dacă nu ai un plan la bază. Și am făcut un plan pe 12 ani, deci un Buzău 2018-2030, 12 ani înseamnă foarte puțin. Am avut o satisfacție mare atunci când am fost la Viena, cred că a fost în primăvara acestui an, când au fost peste 3.000 de oameni, primari din 400 de orașe din toată lumea, și câteva dintre ele, mai ales cele de pe continentul nord-american, mă refer la Statele Unite și Canada, prezentau programe până în 2030. Mi-am inteles și acum a apărut pe un panou imens acolo Go Boston 30. Mergi înainte, sau Boston 30. Și bineînțeles că ideea era luată de către noi. Am lucrat cu 40 de buzoieni valoroși. Între timp sau la început, împărțiți pe 4 comisii de lucru, o comisie de lucru pe domeniul economic, una pe educațional, una pe social, una pe cultural. Pentru că mai dau o dată definiția asta, am dat-o de N ori, dar m-a inspirat foarte mult în demersul care l-am făcut, finalizat până acest plan, respectiv că, deci o definiție dată de Stanford Institute din Statele Unite, așa cum știți, Universitatea Stanford este una dintre cele mai mari universități și cele mai faimoase din lume. Și ei au dat o definiție a dezvoltării unei comunități, care sigur se poate aplica și unei țări. Da? Noi vorbim de țara Buzău acum. Dezvoltarea unei comunități constă de fapt în creierea și îmbunătățirea permanentă a capacității de dezvoltare, plan economic, educațional, social și cultural. Am făcut aceste comisii cu oameni deosebiți din Buzău la acea vreme, care i-am identificat și care, bineînțeles, și vreau să participe. Noi avem foarte mulți oameni și foarte bine pregătiți, care au realizări foarte mari, dar vor să implice în comunitate mai puțin. Bineînțeles că nu poți obliga pe nimeni, s-a lucrat în regim de voluntariat. L-am avut în acest colectiv inclusiv pe Clement Hun, care a murit, Dumnezeu să-l ierte, era și creștin, și care m-a ajutat împreună și cu directorul de la Ursus, vorbesc de domnul Sorin Harabagiu, care între timp a ajuns director general pe toată țara al Ursus, buzoian de-al nostru, și cu alți mulți buzoieni pe toate cele patru domenii, cu profesori deosebiți, inclusiv de la Colegiul HDU, pe partea de cultură, cu cei mai cunoscuți oameni, pe partea de social, și am mai avut o participare deosebită, în sensul că am solicitat și în al preasfinției sale Ciprian și comandantului Divizia 2 Infanterie Getica, domnului general Foca la început și pe urmă domnului general Vlad, să ne sprijine cu oameni în aceste comisii. Au făcut-o, le mulțumesc pe această cale, pentru că până la urmă, inclusiv până întâlnirile care le-am avut cu buzoienii, cu tinerii buzoieni, până dezbaterile care au avut loc aproape săptămânal, timp de un an de zile, au ieșit câteva pagini foarte importante cu o viziune la nivelul anului 2030,
Buzău ar trebui să fie un oraș magnet, adică așa de atractiv și de competitiv, încât să atragă, în primul rând, pe locuitorii săi, pe buzoieni, dar și investitori și, de ce nu, turiști. Dar chestia asta nu se face de pe o zi pe alta. Nu, ai făcut nu știu ce. Am făcut Drăgaica, de exemplu, cel mai mare festival, iar mă rog, târg de tradiție din România din momentul ăsta. Și a fost un eveniment extraordinar. Timp de 16 zile, practic, am adunat la un loc cei mai mulți români și nu numai, că au mai fost și câțiva străini, cel puțin identificați de mine pe acolo, spanioli, italieni, vreo 350.000 de oameni. Ceea ce a fost un lucru extraordinar. Nu mai spun că s-a transmis și în fiecare seară, timp de 16 zile, în direct pe Facebook, și am avut iar o mulțime de oameni și mai ales buzoieni din toată lumea. Dar trebuie să o facem într-un plan. Și acest plan a ieșit în felul ăsta, inclusiv cu stabilirea unor obiective în domeniul economic, în domeniul educațional, social și cultural, bineînțeles, după care avem o pagină de ce înseamnă valorile comunității. Și o să vă citesc câteva ca să fiu mai rapid, că sigur o să fie și capitolul de întrebări. Valorile comunității buzoiene. 1. Identitate. Pentru că trebuie să ne păstrăm reperele noastre existențiale, să nu ne dezrădăcinăm, să nu ne alienăm și să fim mândri că suntem buzoieni. A fi buzoian trebuie să devină un atribut respectat de toți românii. Ales că avem o imagine proastă ca buzoian în toată țara. Inclusiv noi despre noi, când suntem în afara Buzăului, ne autoflagelăm. Credință. Pentru că în lipsa ei, în lipsa speranței că ne putem crea o viață mai bună, putem cădea în deznădejde și în relativism moral. Patriotism. Ca opus al naționalismului. O condiție esențială a supraviețuirii comunității. Luminat, civilizat, european, fie că este local sau național. Mai citesc încă o calitate, mai sunt câteva, încă o valoare, integritate. Pentru că motorul dezvoltării orașului nu poate funcționa în lipsa ei. Acest lucru s-a văzut cu claritate în Buzău în ultimii 20 de ani. Nu e nicio acuzație, este o constatare. Și observăm că ați ales ca imagine reprezentativă pentru toate aceste repere calea eroilor. Și aici vă mulțumesc foarte mult. Chiar, bineînțeles că este un semn de ce va trebui să însemne Buzău în viitorii ani. V-am spus de la început și prima emisiune am avut-o la dumneavoastră în 2016, atunci mi-amintesc că de-abia fusesem pus primar. Eram foarte buimac, așa că nu știam pe ce lume sunt. Și credeam că tot ce zboară să mănâncă nu e deloc așa. Și am zis, bă, vreau să fac și o stradă referință în acest oraș, să o copiem în tot orașul. Bineînțeles, nu va fi ușor. Este o provocare și o ștachetă ridicată foarte sus. Dar este un nivel care îmi place, este o provocare pe care o accept, pentru că mi-am făcut-o singur și când îți propui singur niște chestii, dacă ți le dădea cineva, bineînțeles, găseam ca foarte multă lume era, să zic, din primăria Buzău, șeful nu se poate, nu se poate, dacă nu se poate, eu spun că se poate, zici, da, faci pe dracu, în 10 să se poată. Și, bineînțeles, am stabilit niște obiective foarte, foarte interesante pe cele patru domenii. S-a lucrat mult cu oameni. Nu este un proiect al lui Toma, este un proiect al tuturor buzoienilor, pentru că au lucrat foarte mulți la acest proiect. Spuneam că am plecat cu 40 de oameni. Cu siguranță s-au implicat până la sfârșit câteva sute și sper până la urmă să implicăm câteva mii, să creăm acea masă critică care să ne ajute să dezvoltăm acest oraș. Repet, nu este un proiect al niciui partid, este un proiect al comunității noastre. Deci au venit oameni, au participat din toate partidele, inclusiv din ONG-uri, și sper împreună cu ei, chiar și prin voluntariat, sau mai ales prin voluntariat, și oamenii ăștia n-au fost plătiți, să facem ceva mai bun pentru orașul nostru. Așa cum vedem în imagini, calea este o imagine colosală. Deci Liviu Stoica, fotograful care a lucrat și la acele imagini, în echipa care a făcut practic cea mai frumoasă expoziție fotoistorică, probabil din toată lumea, cea mai lungă se pare că este, și astăzi i-am anunțat să se prezinte de îndată, cum face ședințele de obicei de îndată. Așa, la primărie m-a sunat domnul primar Dragomir de la Brăila, domnule, că am intrat într-o seară, acum vreo 3-4 seri, în Buzău, am crezut că visez, m-am ciupit să nu fiu adormit. Te rog frumos să-mi trimiți oamenii care te-au ajutat să faci așa ceva, că mi-a plăcut așa de mult încât m-am oprit. Nu aveam chef de cafea, am luat un fresh de portocale la OMV și am stat o jumătate de oră și m-am plimbat singur
Primarul din Brăila. Primarul din Brăila pe la 10 noapte. Și astăzi a luat legătura cu echipa care s-a ocupat aici și care împreună cu domnul primar vor stabili data. Uitați acolo. Deci că ești în altă planetă cu 3 sore, 6. E adevărat, și mulți care au trecut au spus o imagine, o imagine extraordinară. De ce să nu continuăm această poveste în tot Buzău? Deci, să credeți că se mai poate face în alte zone din Buzău o astfel de stradă? Peste tot trebuie să facem. Și de asta acest program e pe 12 ani. Și de-aia v-am spus, chinezii fac proiecte de-astea pe câteva sute de ani. Deci nu ai cum să lucrezi unul, doi ani. Uite, au trecut 2 ani de zile și de-abia am început să mă dezmetricesc. Pe ce lume suntem în Buzău aici? Deci trebuie să îți propui mult ca să realizezi mult. A apărut de curând și mi-a plăcut foarte mult pentru că zic, am o comunicare corectă cu cetățeanul buzoian pe Facebook, pe toate canalele, și mi-a trimis un buzoian: domnule, ia exemplu. Și e vorba de filmulețul pus de domnul Emil Boc, primarul Clujului, 2 ani de muncă. O să am și o săptămână asta, probabil joi sau vineri, un raport, cum l-am făcut și anul trecut, vis-a-vis de ce s-a mai întâmplat în Buzău, raportat la anul de grație 2017 și raportat mai ales la anul de grație 2016. Inclusiv un raport onest din toate punctele de vedere al administratorului, al primarului, adică și din punct de vedere al evoluției financiare și din punct de vedere al lucrărilor, investițiilor care s-au făcut în Buzău. Asta pentru că ați ajuns deja la jumătatea mandatului, au trecut 2 ani, da, nu? Bilanț la jumătate. E extraordinar de repede, nici nu mai știu pe ce lume sunt, dar problema este că ce povesteam înainte de emisiune, nu mai poți da înapoi în niciun fel. Adică acum pot să fiu, cum să spunești, cu fierul rășit. Eu știu să mi se spună să mai schimb, nu mai pot schimba, pentru că lumea zic că s-a obișnuit, are o așteptare mare și trebuie să mergem pe această așteptare, că este bună și mă motivează foarte mult. Spuneți-mi în planul acesta despre turism, că spuneați că vreți să atrage și turiști în Buzău. Care sunt proiectele pentru această parte a municipiului? Deci nu e o treabă foarte dedicată. În momentul în care Buzău se transformă la modul cum îl vedem noi aici, imaginea aia colosală, va fi atracția lumei aici. Nu ne-am propus așa mult, că nu, bă, să fim cel mai iubit oraș din lume. Dar am zis în misiunea asta, de exemplu, că e o chestie, cum să spun, de management aici, care se aplică și la firme, dar și în orice organizație. Poate fi și religioasă, poate fi și militară, poate fi chiar și o primărie, cum suntem noi. Și am zis, mă, viziunea, Buzău, oraș magnet, și ca să faci viziune, trebuie să ai o misiune. Hai să vă povestesc care e misiunea, care este legată de viziune și legată și de îndeplinirea obiectivelor pe care le-am nominalizat. Îmbunătățirea condițiilor de viață și muncă ale buzoienilor, astfel încât orașul nostru să devină cel mai atractiv și competitiv oraș din regiunea noastră. Nici măcar nu ne propunem mult. Cu toate că noi trebuie să avem în vedere că locuim într-o zonă în care într-o 150 de kilometri, hai să definim regiunea altfel, sunt vreo 4 milioane jumate de locuitori, inclusiv București. Deci în 12 ani, nu visez sau nu visez prea mult, putem depăși București ca imagine pozitivă, pentru un plan de marketing adecvat și mai ales pe realizări. Că degeaba faci o promovare de imagine, Buzău, oraș deschis, cel mai frumos oraș din lume, din Europa, din univers, dacă nu ai și realizări, fapte. Dar vor fi, de exemplu, un proiect pentru sunt multe proiecte și pe treaba asta de turism. Hai să le luăm așa, nu la rând, în ordinea care îmi vine în cap acum. E aici pe la social am pus, pe domeniul social, am intitulat chiar o chestie formulare. Revitalizarea sau regenerarea Buzăului prin punerea în valoare a iazului Mori sau iazului Morilor. Este o chestie extraordinară și astăzi am vizitat, că când îmi intră ceva în cap așa, trebuie să mă alimentez cu multă energie pozitivă ca să iasă treaba acolo. Am dat deja să scrie și o carte, am vorbit și la armată, să am toate hărțile militare care s-au făcut până acum despre Buzău din vechime, documente istorice, s-a creat deja un grup care lucrează deja la o carte specială, vorbesc de profesorul Valer Niculescu, vorbesc de domnul comandor Marius Nicoară, care este și doctor în istorie, și bineînțeles domnul Costel Vânătoru, care să ne dea și elementele tehnice. Acest iaz al Morii e o ramificație naturală a râului Buzău,
care la 1790 deocamdată este cel mai vechi document găsit, avea deja 12 mori, prin 1854 avea 47 de mori, pive de postaf, probabil teascuri de astea, habar n-am ce înseamnă pivă, foarte exact, o mulțime de zarzavagii, deci de grădini de legume, care se alimentau stânga-dreapta. Erau canale artificiale, iar aceste azalmorii aveau în afară de acest rol, hai să spun economic, asta s-a întâmplat, inclusiv erau hanuri la vremea aia. Prima școală în limba română s-a făcut tot pe lângă iazul Morii. După 1900, prima topitorie de cânepă. O chestie, tăbăcării, o chestie extraordinară. Buzoienii au săpat din vechime, se amintește din 1790, domnitorul de atunci a dăruit bisericii 3 mori. Dar gândiți-vă că este utilizarea iazului Morii. Este mult mai veche. Pentru că natural orice localitate s-a dezvoltat pe lângă un curs de apă. Dar nu, buzoienii de atunci n-au putut să constituie un târg, o comunitate pe lângă râul Buzău, pentru că erau tot timpul inundații. Și dacă vedeți, vă uitați pe o harta Buzăului, care au tot timpul în față, fizic vorbesc, am băgat-o pe un mărit-o foarte mult și am pus-o acolo, între iazul Morii și râul Buzău, practic, în afară de cartierul Orizont, nu este construit nimic. S-a mai construit Carrefourul, Kauflandul, ce mai avem acum. Pentru că înainte erau inundații până s-a regularizat cu cele patru lacuri care vorbesc de la Siriu, care este cel mai mare și cel mai lung, până acela la Vernești, din care se alimentează Gândești, din care se alimentează și iazul Morii, care se întinde, atenție, pe 10 km. Și mai are un rol acum, dar din păcate nu este pus în valoare. În momentul ăsta mai alimentează printr-o priză la fostul Kaufland, la vechiul Kaufland, unde e stația de pompe a stațiunii de cercetări legumicole, mai alimentează cu apă, am redescoperit asta toamnă și am reușit să modificăm canalul și să alimentăm din nou Parcul Tineretului, heleșteile din Marghiloman, inclusiv într-un canal deschis să vorbim de, ziceți, Crângu, heleșteile de acolo, la obor, pe terenul jandarmeriei, ca o locație acolo, este deja un lac, și bineînțeles să închide cu cele două bălți, pescarii știu despre ce vorbesc, la balastieră, pe lângă Avicola spre Vadupașii. Și el se varsă mult mai încolo. Deci noi am putea în Buzău, deci Buzău merge până la, iazul Morii merge până la Galeria Mol, o mizerie de nedescris, canalul nedesfundat, stuf peste tot. Este strada Orizont și paralel cu el și intră pe o conductă de 1000 de milimetri, de un metru, intră în Buzău trecând chiar prin centru, prin sensul giratoriu, pe rondul ăsta, unde este cea mai mare aglomerație din Buzău. Lumea spune, domnule, inclusiv prietenii din opoziție, spun, domnule, să trecem cu o subtraversare ca să ajungă la Carrefour pe sub rond. Păi nu-i numai rețeaua asta, mai sunt și alte rețele. De ce să nu folosim iazul Morii și să putem, de exemplu, să-l și deschidem, pentru că primul proiect care sper să-l finalizăm anul viitor, am plecat pe treaba asta și uite, nu mă mai opresc, pe partea de turism, să facem pe 850 de metri, între priza asta care de unde se alimentează cu apă stațiunea și Biserica Sfântul Ștefan, unde sunt garajele pe frățineta, ci 850 de metri, să facem un canal la de 6-7 metri. Pământul ăla să-l scoatem de acolo, să-l punem spre stradă, să-l înălțăm la 2,5-3 metri. Pe partea cealaltă să treacă poduri din loc în loc. Nuferi, pește, omoară de ce reale, dar care să fie reală și să facă... Am mai vorbit cu cineva și mi-a trimis deja din Franța 12 mori Est de Provence, în care niște mori funcționale de 300 de ani și care au dezvoltat un turism pe lângă ele. De ce nu să montăm și o microhidrocentrală să vadă și copiii ce înseamnă forța apei? Și așa mai departe. Celebrat Arla 33. Am putea să o alimentăm pentru că este lipită de Parcul Tineretului. Avem aici 11 hectare cu apă, deci un bazin mare, câteva milioane de metri cubi, din apa asta putem să facem un canal care să treacă prin mijlocul acestor 67 de hectare și să facem un cartier foarte modern, în care să ai numai trotuare, piste de biciclete și apă, și plimbări cu bărci, de ce nu, pe câțiva kilometri, că până la râul Buzău probabil avem vreo 5 kilometri de aici, de pe Aleea Sporturilor. Domeniul Marghiloman transformat în totalitate.
Sper să luăm Crângul. Parcul Tineretului are și în interior, dar mai ales în exterior, până la râul Buzău, pe vreo 14-15 hectare, sunt trei proiecte magnifice, care vor fi de foarte mare atracție. Mă refer la aici unde este strandul, care va rămâne pe exterior, dar va fi modificat, inclusiv va avea, vor fi mai multe bazine, vor rămâne în exterior, inclusiv cu apă de la Sărata Monteoro, dar va fi și bazin olimpic în interior acoperit, apă caldă, patru terenuri de tenis de acoperite, sală de fitness, toate tipurile de saune, sală de conferință, sală pentru alte sporturi, tenis de masă și așa mai departe, încă 6 terenuri de tenis pe exterior și încă alte terenuri de sport pe exterior, plus încă vreo 14 hectare până la râul Buzău, vă spuneam, de revigorare, revitalizare, regenerare a acelui spațiu abandonat. Aici avem vreo 3 milioane de euro și pe fonduri europene. Deci se va putea face și relaxare, plajă, vom putea atrage foarte multă lume, inclusiv din județele limitrofe, vom avea și un marketing agresiv. Deja proiectul este destul de avansat. Sper să terminăm proiectul tehnic până la sfârșitul anului și în bugetul viitor să-l băgăm deja în finanțare. Foarte, foarte multe idei care pot fi regăsite în acest plan strategic de dezvoltare. Spuneți-mi, buzoienii care ne urmăresc și ar vrea să îl studieze în detaliu, unde îl pot găsi? Și pe site-ul primăriei și pe Facebook-ul meu, că sunteți activ și pe Facebook, muncesc, nu? La greu acolo, păi mai primesc și în jurături. Ce vă spun, unele buzoienii? Meritate, unele, majoritatea sunt corecți, fără lipsă de modestie, domnule, ești pe drumul cel bun, chiar dacă mai bați câmpii, sau mai calci în streaking, dar calci în direcția bună, cum spune și nevastă mea. Dar problema este că lumea s-a obișnuit cu modul ăsta de lucru și așteaptă în continuare altceva, de transformarea acestui oraș. Am promis că îl transformăm, cred că putem să-l facem, din ce în ce, pe zi ce trece, îmi dau seama că avem un potențial absolut enorm ca oraș și ca valoare umană, este foarte important. Avem o istorie colosală, avem două componente în care românii noștri au încredere și buzoienii au încredere, mă refer la biserică și armată. Vă dați seama, avem, la 1500 aveam prima episcopie, împreună cu episcopia de la Vâlcea din România. Nifon al II-lea, Patriarhul Constantinopolului, chemat de Radu cel Mare, a reorganizat biserica ortodoxă aici și a făcut primele două episcopii din România, un lucru colosal. Iar cea mai mare armată a României de la 1916 își are sediul la Buzău, cu generalul Averescu, mai târziu mareșal, și acum divizia 2 infanterie getică, practic vreo 20 ceva de județe sunt coordonate militar de la Buzău. E un lucru foarte important. Și componenta militară înseamnă și o componentă economică importantă și mai ales o componentă pe resursa umană deosebită. Am făcut foarte multe lucruri în Buzău și prin voluntariatul acestor oameni. Oameni care au ieșit, sunt, mereu n-am înțeles chestia asta, retragere și rezervă, care să retragere, care să rezervă, m-am cam lămurit, dar sunt oameni extraordinari. Aș vrea să vorbim puțin și despre problemele de actualitate, pentru că vorbim despre proiecte, despre planuri, dar știți foarte bine că buzoienii sunt interesați și de asfaltări și de transportul în comun. Înțeleg că deja au ieșit de pe traseu microbuzele 5, da? Și urmează în august să dispară toate microbuzele, deci, pentru transportul călătorilor. Încă o dată, povestea asta care se numește planul strategic este o chestie de viziune. Bineînțeles, orice decizie o iau, mă uit în această Biblie foarte mică, Biblie în sensul că chestii încep să devină religioasă pentru mine, în sensul că cred foarte mult în ceea ce este aici, dar problemele astea de zi cu zi trebuie să le rezolvăm. Pentru că nu poți ajunge aici dacă nu rezolvi problema, de exemplu, de sâmbătă, vineri, noaptea, mă, tot ce odnăneam cu buzoian, domnule, degeaba visezi aici de toate, dacă, uite, eu în spatele pieței de la Micro 14 am numai găuri acolo neplombat. Tot le verific. Era prea târziu ca să verific atunci, dar până la urmă am vorbit cu Silviu Nicoara, directorul general, domnule, ce facem? Poți mâine acolo? Da, dacă nu plouă, îi trimit acolo. Să m-am dus și eu pe la 90 ceva, lucrau băieții la greu, s-a făcut, omul mi-a mulțumit. Are dreptate. L-am mai constatat. Băi, hai să mai facem o ieșire pe lângă stația de autobuz, unde e și un mic magazin așa acolo, să mai astupăm și o gaură la ieșirea din parcare dintre toate blocurile, pentru că toate, treceau toate mașinile pe acolo. Deci mă interesează foarte mult să intrăm cu orașul normalitate, să introducem o corectitudine, dar să fie și normalitate. Și această normalitate înseamnă să scoatem și aceste maxi-taxi din oraș, pentru că ele
au fost introdusă într-o perioadă de criză în Buzău, financiară în primul rând, că de la treaba asta plecam, că dacă nu sunt bani, nu poți, poți să visezi oricât ai dori. Și atunci s-a renunțat să mai investească la Transbuz. Din 2006, practic, nu s-a mai cumpărat un cui. Și au apărut acești băieți cu aceste mașini care trebuiau descrise de presă așa cum trebuia. Nu ce am adus noi pe structură de aluminiu și cu consumuri mai mici și care mai pot merge 1 milion de kilometri, că sunt niște ruine. Sunt niște mașini încă bune pentru Buzău ca să pregătim achiziția de autobuze electrice și Euro 6. Vreau să vă spun că sunt mulțumit de chestia asta. Avem cel mai avansat proiect pe fonduri europene, chiar dacă lucrăm doar cu vreo 3 oameni. Deci am reușit și aici să ne mobilizăm bine. Spuneați că banii europeni vin doar dacă avem profit la Transbus. Nu profit mare, atenție, măcar un leu profit. De asta trebuie și îmi cer scuze pentru pensionari. Fac tot ce pot, ceea ce este omenește posibil, să menținem în viață această societate comercială care se numește Transbus. Avem profit la Transbus, măcar un leu? Păi trebuie să-l avem, sunt obligați să-l avem, pentru că altfel pierdem vreo 25 de milioane de euro. Nu pot să-mi permit treaba asta, pentru că efectiv aș înneca acest oraș. Nu-mi permit treaba asta. Și în această cauză ați văzut. Am oferit 3 variante. 1. Abonament gratuit pe o singură linie, 20 de etichete, bineînțeles le poți folosi pe toate liniile, sau 30 de lei abonament pe toate liniile. S-au împărțit, lumea a început să fie mulțumită, bineînțeles nu sunt toți mulțumiți, dar nu am încotro. Gratuitate la elevi. Bineînțeles că nu vom mai prelungi, deși cei care să epuizează, să le zic așa, licențele în luna august, sunt în ilegalitate și acum. Le-am făcut notificări, dar în sfârșit, asta e povestea, le dăm amenzi în fiecare zi, de astea de 300 de milioane, până la urmă le vor pierde, dar nu mă joc. Este și aplicarea legii, este o directivă europeană transformată în lege, în același timp eu nu pot să risc viitorul Buzăului, pentru că niște băieți care au câștigat niște bănuți în timp, aproape lichidând Transbuzul, care îl întărim. Deci în momentul ăsta ne mai vin încă 24 de autobuze. Vom scoate o parte din autobuzele BMC cumpărate în 2006, pentru că nu mai au piese de schimb, consumul de motorină este enorm și, bineînțeles, să ne pregătim, deci le introducem pe astea, tot cu aer condiționat, niște mașini performante, urmând să mai luăm vreo 20 de mașini electrice. Ne-am gândit chiar să avem o linie 10, numai electrică, pentru că este cea mai lungă linie din Buzău. Vom mai vorbi despre efectele acestea ale Transbus. Și eu le mulțumesc buzoienilor pentru că sâmbătă s-a încasat 1 miliard numai pe abonamente. Adică lumea și-a dat seama că... Sâmbătă s-a încasat 1 miliard da, pe abonamente. Da, numai din abonamente. S-au cumpărat abonamente pentru luna iulie de 1 miliard într-o singură zi. Sunt foarte mulțumit. Înseamnă că buzoienii își dau seama că nu voi da o jumătate de pas înapoi, în sensul că merg să se aplice legea. Bineînțeles că fostul Consiliu Local, împreună cu conducerea de atunci, le-au făcut la băieții ăștia contractele până în 2021-2023, adică până în termenul mandatului, s-au întâmplat foarte multe chestii. Cu o lună, două înainte de alegeri, s-au luat tot felul de hotărâri, după părerea mea ciudate, nu e treaba mea, dar eu încerc acum, cel puțin ăștia 4 ani de zile, să încerc să duc Buzăul pe calea cea dreaptă, în sensul să-l ducem la normalitate, să întrerupem contracte, să... și să apuce lumea de treabă și să nu se gândească. Că mai sunt tot felul de comentarii răutăcioase vis-a-vis de aplicarea Kaizen la primărie. Dom'le, că nu se vede nimic, nu se întâmplă nimic. Înainte dădeai șpaga și mergea mai repede. Nu, eu sunt, spuneți-mi unul pe ăla care a luat șpagă în primărie și a doua zi nu va mai fi acolo. Eu nu iau, nici ei nu trebuie să ia, trebuie să ne facem treaba cu toții și să fim mulțumiți cu salariile care le avem. Deci invitați pe buzoieni să vă comunice orice pe pagina de Facebook, acum că nu mai există domnule primar. Și scris, nu, pe aia să nu să devină, să-și facă dușman. Poate să și scrie. Nu îndemn să, Doamne ferește, să ne transformăm în altceva, dar să aibă încredere că încerc să fiu, fiind un tip corect, să fie corectitudine și sub mine, astfel încât să... Vă citesc chiar integritatea, ce înseamnă. Citim poți, după pauză, ca să avem poți dezvolta orașul ăsta fără să ai integritate. Să ne înțelegeți. Stai că puțin să vă da, citesc. Vreți să ne spuneți repetiție integritate. V-am mai spus o dată, repet. Repetiție mamă învățătorului. Pentru că motorul dezvoltării orașului nu poate funcționa în lipsa
integrității. Acest lucru s-a văzut cu claritate în Buzău în ultimii 20 de ani. Am spus o chestie acolo, noaptea anunții, atunci când s-au citit scorurile și, bă, cred că am ieșit primar, era toată presa acolo și am spus o victorie mare pentru buzoieri, o înfrângere mare pentru grupurile mafiote. Da, așa a spus. Și văd că și țineți minte exact încet, ce s-a încet, întâmplat încet, atunci. Încet, câte unul, câte unul. Neapărat sunt grupuri mafiote, că n-au ajuns să organizeze ca în Sicilia. Dar nu pot să lași primăria în fiecare domeniu. Era câte un mic grupuleț așa care trăia numai pentru el. Și probabil și pentru alții. Aveți și multe procese în urma măsurilor pe care le-ați luat. Dar nu mai contează. Eu sper și justiția să fie corectă și serviciile secrete să informeze corect. Că ultima bombă, acum am auzit că domnul Tescaru l-a angajat ca și consilier personal pe fostul șef al SRI-ului, domnul Dincă. Care mă gândesc la vremea aia, nu e o acuzație, e doar o constatare că trebuia să facă niște rapoarte despre situația asta, pe care am găsit-o în municipiul Buzău. Da? Deci spuneți că nici la SRI lucrurile nu sunt tocmai curate. Nu, Doamne ferește, eu cred în ei că sunt mari patrioți. Probabil au mai fost niște scăpări, pentru că în mod normal... Probabil, dacă au fost atâtea nenorociri în Buzău, mă gândesc și la atâția prefecții condamnați, la ce a mai fost pe acolo, la primar, și au făcut și ei treaba. Dar probabil au mai fost și niște filtre. Sper să le aplice foarte corect în cazul meu. Și chiar dacă sunt ascultat, chiar dacă prostii nu fac. Sau dacă alea ca la Biblie. Greșel cu voie și greșel fără de voie. Asta e greșel fără de voie, nu cu intenții. Ne oprim pentru publicitate. Facem nenorociri, Doamne ferește. Să nu facem nenorociri. Ne oprim pentru câteva minute, revenim și citim mesajele și vă așteptăm în direct.